Inițial vreau să vă prezint acest beculed după Revelion, dar l-am montat aseară pe mașină și când am văzut ce poate să facă dihania asta mică de LED, nu mi-a venit să cred, așa că trebuie să vi-l arăt și vouă. Este vorba de un LED W5W de 7,5W, l-am achiziționat de la Liviu, de pe www.bec-led-auto.blogspot.ro. În momentul de față îl am montat pe mașină și am să vi-l compar cu alte 3 becuri. Este vorba de becul stock, un bec de 20 de lei cu 9 LED-uri și un bec comercializat tot de Liviu, cel cu lupă de plastic. În momentul de față, în partea stângă avem becul cu LED de 7,5W, iar în partea dreaptă avem acest bec de sticlă. Pe lumină nu pot să vă spun că s-ar vedea o mare diferență, adică eu cu ochiul liber se vede, în cameră vreau să zic, nu se vede mare lucru. În partea stângă lumina este mai albă, adică este spre alb, alb rece, iar în partea dreaptă lumina este galbenă. Este normal pentru că este becul cu filament. Ca și luminozitate, în partea dreaptă văd efectiv locația unde este becul, iar în partea stângă văd lumina cum urcă în sus și pe partea și în partea de sus a stopului. Am să trec și am să vă arăt diferența și cu următorul bec. Am să-l pun cel cu 9 LED-uri. Comparat acest bec de 9 LED-uri cu acest bec de 7,5W, credeți-mă, este o glumă proastă. Acest bec cu LED este o glumă proastă și în comparație cu becul stock. Abia dacă văd o lumină acolo, este foarte, foarte slabă, este un pic spre albastru, este un gunoi, n-am ce să-i zic. Nu există comparație între ele. Iar acum o să compar celelalte două becuri. Comparate cele două, cel de 1,5W cu lupă de plastic și cel de 7,5W, ca și luminozitate aproape că nu este nicio diferență. Cel de 7,5W, lumina se întinde un pic mai sus, adică o văd și în partea superioară a stopului, iar în partea dreaptă lumina este efectiv vizibilă unde este becul. Ca și diferență de culoare, cel de 7,5W este mai rece, iar cel de 1,5W este o idee mai caldă lumina, neesențial. Din față privind, lumina este aproape identică ca și intensitate, dar diferențele sunt mari și se poate vedea din lateral. Din lateral, din această poziție, lumina aici o văd, există, dar în partea stângă lumina este mult mai puternică, însemnând că acel bec cu lupă dirigează lumina înspre în față și asta din cauza că are un singur LED, este vorba de acest bec cu LED, are un singur LED în vârf, însemnând că lumina este degajată și îndreptată înspre față. În schimb, cel de 7,5W are LED-uri tot roată și are și în vârf. Oricum, diferența majoră nu se vede aici. Diferența majoră o să vedem pe timp de noapte și abia aștept să vină noaptea ca să vă arăt efectiv diferența de luminozitate. V-am spus, eu am rămas plăcut impresionat de lumina degajată de cel de 7,5W. Acum, pe partea dreaptă este becul stock. Lumina se vede că este de culoare galben și este mult inferioară becului de 7,5W. Acum, pe partea dreaptă, este porcăria aia de bec cu 9 SMD-uri pe el. Diferența este net superioară, indiscutabilă, nici nu se poate compara.
Acum pe partea dreaptă este becul cu LED cu lupă din plastic. Diferență este, nu zic că nu este, chiar este diferență și este diferență destul de mare, dar la fel ca și pe timp de zi, care cred că nu s-a văzut foarte bine diferența. Cea mai mare diferență o vezi când te apropii și te uiți din lateral. Nu sunt convins că această cameră prinde diferența. Becul de pe partea dreaptă este luminos, se vede că ai un bec acolo, dar este incomparabil cu cel de pe partea stângă, cel de 7,5W. Lumina privită și din lateral, chiar și din partea de sus, este o diferență enormă. Ca să vedem efectiv diferența între aceste două becuri, care par a fi la fel de puternice, cel puțin la prima impresie și în cameră, în momentul de față pe mașină este becul cu lupă de 1,5W și am pus să se filmeze gardul și zăpada care este în spatele gardului și am să înlocuiesc cu becul de 7,5W. Nici neros să mai comentez. Diferența este enormă și n-am făcut decât să schimb acel bec cu unul de 7,5W. Deci dacă vreți o lumină puternică pe poziție, credeți-mă că aceasta este soluția ideală.